și el, 1983. Adevărata lui lansare s-a produs însă 4 ani mai târziu, când apare pe ecrane în două filme, No Way Out și Untouchables. Bazându-se pe succesul financiar ale acestor filme, Costner a putut să-și facă debutul și ca regizor. El a regizat filmele The Postman, 1997, și Dance with Wolves, 1990. Vom începe cu primul film din lista celor ce i-au adus faima și merită a fi văzute, și anume Ball Durham, realizat în 1990.